I won't you open! Open! Okay, go! Îți fac și ție un fluericioane? Hai! Vino cu aici! Ia și tu! Ia vezi, tu poți? Bag-o mai mult în gură. Ce e asta, mă, trompetă? E orhidee. Da, da, da. Salutare și bine ați revenit la un nou video cu Daniel and Dan Exploring. Astăzi vrem să explodăm mai multe lucruri cu praștia, să tragem în ele și să explodeze. Cum ne-a venit această idee? Ideea ne-a venit când am cumpărat o nucă de cocos. Daniel a vrut o nucă de cocos și n-am știut cum să o spargem. Cum să spargi nuca de cocos și să scoți apa din ea? Cum să mănânci nuca de cocos? Și am zis să o spargem cu praștia, să vedem dacă reușim. Nu? Pe lângă nuca de cocos, ce mai vrem noi să mai spargem? Avem aici câteva brichete, câteva doze de băuturi acidulate. Pentru asta o să folosim diferite praștii, să vedem care are mai multă putere. Deci avem trei tipuri diferite. Astea două sunt ale mele și asta e al lui Daniel. Hai la treabă! Ce să mai? Le punem acolo. Am pregătit stativul, am pregătit totul. Asta e tabăra noastră. Aici în vârful dealului. Și haide, tati. Trebuie să se antreneze și Daniel. A căzut cutia de frică. Bravo. Cea mai frumoasă activitate în natură. Măcar ieșim din casă, nu mai stăm pe telefoane atâta timp, nu? Despre asta este vorba până la urmă. Începem cu portocala, da? Yeah. Hai să vedem. Hai, o așez tu. Hai, așez-o. Vedem dacă ce reușim să spargem de aici. Am venit cu un adevărat arsenal după noi. Am luat și tripodul pentru GoPro, am pus acolo camera, telefonul. Tati, normal ar trebui să stai un pic aici, în spatele meu, da? Să nu fii chiar lângă țintă. Stai aici, te rog mult de tot. Uite aici, lângă buturuga asta, lângă aici. Da, hai să vedem. Până îmi reglez un pic ținta. N-am tras în ea? No. Aolo! Trebuie să-mi reglez ținta, că vezi, dacă n-am mai tras de mult. Yes! Pac! Direct! Really a lot of Hai să vedem! Hai să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Ba da, uite, a intrat pe o parte și a ieșit pe partea cealaltă. Uite, a intrat pe o parte și a ieșit pe partea cealaltă. Asta a fost prima. Hai să mai tragem o dată în ea. There's orange Hai să juice vedem. The... Ia, dă-te de acolo, tati. E orange pe acolo? Yes. Hai să mai tragem o dată în ea. Oh. Ia, fiți atenți cum s-a înfipt bila aici în coaja copacului. A intrat bila în lemn, în coaja. Deci trebuie mai sus un pic. Zum! Am reușit să desfacem portocala momentan. E găurită. Hai să vedem și restul, ce se mai întâmplă cu ele. Lăsăm portocala deoparte. Ce vrei, tati? Ce te alegi? Ce alegi să fie următoarea țintă? Get me the, Uite acolo, următoarea țintă, în ce tragem? Hai să tragem prima dată într-o cutie de bere goală. And then we'll do one full. Și după aia, tragem în aia plină. Hai să vedem. Ce se întâmplă cu cutia?
practiced again. Mai dăm și pe lângă, n-avem ce să facem. Dar de ce? Dar nu înțeleg. Du-te tu să pui. The wind got it before you. Nu am. Hai, las-o, gata, că stă. Dă-te. Hai, pune tu acolo și hai să vedem ce reușim. Bang! Ia să vedem. Păi nu s-a mai putea. It went straight through. Da? Yes, there's a cut here and then a trecut prin ea? A trecut prin ea. Hai să vedem încă o dată. Următoarea ce avem? Doza de Coca-Cola. Hai să vedem. Aolo. Asta a pregătit-o Daniel. To make sure this one. Hai, las-o acolo. Hai să vedem cum explodează doza de Coca-Cola. Ia să vedem. Aolo, mi-e frică de asta. Mi-e frică de asta. Stai aici. Stai aici. Ca să te vezi acolo în cameră. I'm a little devil. Ia să vedem. Another slingshot. Whoa, that one exploded! A real explosion this time! Look at that pressure! Arată acolo, tati! Like this and bended this piece back and then all this was from pressure. Da. Mai adu-mi o doză de cola. You want to pick a new slingshot? Da. And also Coca-Cola. I don't want to. Știe, if there's anything I want to do, it's a bow and arrow. Oh, you hit it. Și ce-a făcut, a ricoșat? Hey, where did you do it? Hai it hit over here. Da. No, let me take it. A ricoșat de data asta? Yeah. Hai să vedem, o ultimă bilă. What? I told you not to aim for the bottom. Hai, pun-o la loc și las-o acolo. Because those are the strong parts. If you hit in the same place, yeah, you might be able to get it through. Woo! Iar ai explodat. Hai să vedem. Arată-mi așa explozia. Oh, păi da, a explodat frumos. Hai, las-o că te murdărești. Hai la următoarea, adu o brichetă. Of mist. Oi! E gata, hai să trecem la nuca de cocos, da? Da, haide. Nu, tati, pune nuca de cocos, acolo după aia. Da? Hai, trecem la nuca de cocos. Să vedem dacă reușim să o spargem sau nu. Hai să vedem. Hai să vedem nuca de cocos. Ia să vedem. Cred că am nevoie de cealaltă praștie care este mai tare, mai rezistentă. Tati, te rog eu mult, lasă cuțitul. Tati. Hai să vedem. One. Oh! Let's see if it went through or not.
A trecut până ea? Hai să nu-mi crește ea cealaltă. Da, you can't, you think you can break it. Hai să vedem. I'm gonna place it like this where the weaker parts show. Where the weaker parts show. Hai să vedem. Praștia asta mai puternică. Brace it through it. Oh! Ai văzut cum sare? Yes. That is a bit of a Whoa! That one definitely. Ma, dat-o asta. Hai să vedem. Ia, adu-o încoace. Încoace să o căutăm. Dad? Da. Are you sure you hit it? Da, tati, că a coborât în zonă. Da. Dar nu știm unde. Păi, da, da, da. Uite. You hit. Nu, tati. Da. Ia. Mai pune-o o dată acolo, mai tragem o dată în ea. Dacă nu se sparge, înseamnă că e foarte... Hai să văd unde e. Acolo. Nu se sparge. Deci clar, nuca de cocos nu se sparge cu praștia. Dar nu reușim să spargem nuca de cocos, se pare, cu praștia și cu bilă de metal de 10 mm. Dar noi știm o modalitate, eu știu o modalitate și o voi arăta și lui Daniel, prin care să scot apa măcar de nucă de cocos ca să-i dau ceva să bea cu copilul lui, că a murit de sete. Wait, let me try to see if I know how. Uite, haideți să vă arăt. Are astea 3 puncte aici. Dă-mi un picuțit tu. Haideți să vă arăt. Are astea 3 puncte aici. Da, 3 puncte negre, care sunt punctele slabe ale nucii de cocos. Trebuie să luăm cuțitul, să găurim un pic prin ele, cu atenție să nu ne tăiem. Cu atenție să nu ne tăiem și pe acolo putem scoate apa de nucă de cocos. Hai să vedem dacă reușim. Haide tu, Ioane, dar trebuie să o pui acolo jos, să încerci tu, da? Ok. Dar vezi, ușor să nu te tai. Hai să iau camera cu mine. Iau tot tripodul așa, să vedem dacă reușește Daniel să facă ceva. Hai! Așa, și scobește acolo. Și scobești, s-a auzit un fâsâit? Yes. Sau mi s-a părut mie? You didn't hear it. Uite, am aici pahare pregătite pentru tine să bea și gura ta ceva, că ți-e sete. Și, din păcate, Coca-Cola ți-a spartă, nu mai poți să bei Coca-Cola. I don't even really like it that much. Serios? Nu pot să cred, eu n-am auzit copil căruia să nu-i placă Coca-Cola. Uite, asta e cea mai simplă variantă. Cred că gata, ai găsit, ai nimerit. Ok. Da? O iei și o... One cup. Pune-le așa, lasă-le pe amândouă. Și hai să vedem cum curge, dacă e să curgă. Curge? Yep. Ia, arată-mi și mie, ridică-l de acolo. Ridică-l de acolo, paharul cu nuca de cocos, tati. Ridică și arată-mi așa. Aaa, bravo mă, tati, hai că ai reușit, deci nu mor de sete. Ai noroc, Ioane. Ce? Noroc. Ce-ai pățit, mă? I don't like it. De ce? I don't like it. De ce? I don't. Ia niște bere atunci. No. I won't. You open. Open. Sasame. Dă-i mă cu ea de piatră, bă, Ioane, că e mai bine așa. Fine. Dă-i cu ea de piatră. Hai, ia vezi, poți să o spargi? Da! S-a desfăcut! Hey. Yes! Yes! It's open! It's open! No, we need to use the knife to take off. It's open. A, iată, o desfaci. Așa mă, tati! It's open! Păi știa, mănânc-o, ia vezi. Asta, ia vezi, asta ce gust are. Asta îți place? A? Îți place, mă? Ce gust are? Bit hard. Mai repede mă descurc cu Ion în sălbăticie decât cu praștia mea. Cu praștia mea mor de foame, că n-am reușit să desfac nuca de cocos. Dar cu Ion nu-mi e rușine, se descurcă. E cam tare, a? Îți place? Yeah.
Yeah, it's so. It's, e bună? It's all right. Hai să-ți arăt că am găsit o vizuină de vulpe. Hai să vedem vizuina de vulpe. Hai. Nu mai scot. Hai, vino să-ți arăt vizuina. Uite aici. Fii atent, chiar unde trăgeam noi, uite cum și-a făcut gaură, vino încoace și are și ieșiri de urgență. Vezi să nu cazi, tot pământul ăla, vezi, uite gaură, ia uite ce adâncă e. Și tot pământul ăsta pe care stai tu l-a dat ea afară din gaură, vezi? Uite, pe aici intră și aici doarme vulpea și are gaură de urgență, de ieșire, în caz că o atacă cineva, nu, uite aici. And over here. Uite aici, aia, pe acolo n-are loc vulpea, mă, acolo s-a dărâmat pământul. Și uite, a mai fost o vizuină aici, vezi? S-ar putea să stea și aici, să folosească aceeași gaură. Uite, vezi? Mai are încă o gaură aici, dar s-a astupat de frunze. Cred că mai sunt găuri, că uite, mai una aici, la copac, fii atent. Ia uite, încă o gaură, vezi? Ia uite ce mare e și asta și adâncă. Oho! Cred că ai și tu loc să dormi în ea. I-ai dat o nucă de coco să mănânce și ea? Și cam acesta a fost videoul nostru. Noi vom rămâne în continuare și ne vom bucura de frumusețea zilei de astăzi, de natură, de soare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, să vă și abonați paginii noastre pentru mai multe aventuri. Așa că până data viitoare, vă spunem la revedere. Pa, pa! Bye!